Ion Balan, de 27 de ani, din satul Ștefănești, raionul Florești, a devenit un adevărat model pentru persoanele cu dizabilități din Moldova, odată ce s-a văzut așezat în fața volanului cu acte în regulă. Inițial, nu avea dreptul să frecventeze cursurile auto pentru că a așteptat timp îndelungat până specialiștii de la Comisia de Examinare Medicală să-i elibereze, așa cum prevede legea, o adeverință medicală necesară. Acolo deodată zic că nu, treceți în raion, treceți în raion și ați nit aici. Pentru tine nici de cum nu e posibil așa ceva. Atunci noi am insistat să ne scrie chiar și inapt, cum se scrie în document, inapt, adică nu poți să conduci. Mi-au scris inapt, eu de-am eram descurajat, să zic, dar juristul m-a încurajat, zic, nu dispera, că o să facem petiție către Ministerul Sănătății și o să dăm răspunsul. Doar după o reexaminare medicală, Ion a fost declarat apt și admis la cursurile de instruire. Potrivit juristului Ion Cibotărică, persoanele cu dizabilități mai sunt considerate periculoase de a conduce mașina, deși legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități le garantează dreptul la servicii de transport. Ne-am dorit ca să schimbăm, în primul rând, atitudinea medicilor, adică medicii să respecte legislația actuală. Persoana cu dizabilități se prezenta la Comisia Medicală și automat medicii spuneau că, deci îmi pare rău, dar sunteți cu dizabilități, noi nu putem să dăm permisiune de conducere. În această hotărâre a Guvernului din 2009 s-a adăugat încă un element, s-a adăugat o listă a maladiilor în prezența cărora sau nu se permite ca persoana cu dizabilități să conducă. Activiștii sunt însă optimiști că prin modificări legislative vor reuși să responsabilizeze medicii cu privire la eliberarea unui certificat medical pentru persoanele care doresc să conducă mașina. Sunteți că după așa am obținut eu asta, au auzit lumea despre mine și un băiat din satul Dumulgene, nu departe tot din noi. M-a găsit tot prin cunoștință, prin alți băieți. Chiar ca la Ștefănești este un băiet care a trecut și are permisiune de conducere. Și el a venit la mine să-și ară un ajutor să vadă cum să duc și el să treacă comisia. Centrul de asistență juridică pentru persoanele cu dizabilități vrea să determine ca autoritățile să devină mai receptive în ceea ce privește acomodarea rezonabilă pentru serviciile de transport.